În comuna Șarc se va demara o acțiune de dezinsecție aeriană. Fiind sezonul estival, o perioadă în care insectele sunt mai multe ca oricând, primăria comunei Șarc anunță demararea unei acțiuni de dezinsecție aeriană, procedură care vine să aducă în primul rând siguranță și un plus de confort în rândul locuitorilor localității timișene. Dezinsecția aeriană pe raza comunei Șarc va avea loc în data de 12 iulie, începând cu ora 6:30. Toate produsele utilizate sunt autorizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Biocide. În cazul în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, acțiunea de dezinsecție aeriană va fi reprogramată, transmite primarul comunei Șarc, Flavius Roșu.